Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip cu mine, Pijamale. Astăzi mai reacționăm la niște funny moments-uri făcute de abonați. Hai să vedem pe primul. Cum este? Din nou trei funny moments-uri. Ăsta cât are? Auzi, ai avea ceva împotrivă să-mi suși pula? Taci, mă. 5 minute, ăsta are 5 minute, o să fie destul de consistent. Mergi acum mai pe ziua să mă vedeți. Hai să vedem. E dat la maxim, hai să dăm play. Ceva împotrivă să-mi suși pula? A, mi-l dea paraziția asta. Ok. Îmi place ca asta să facă screenshot-uri cu băstrâmbam eu. Da, sunt toate screenshot-uri de pe Omegle. Cumplițul. Funny moments cu Ovidiu 666. Mamă, bă, ce cum stătea pe aici. Roci cu ciunga în pună. Ciunga în pună. Turnam filme pentru adulți de prima mână perfect. A prins și barba aici. N-are efect sau nu stă bine în alb. Nu sens niciun vers, ai șapca întors în cap sau. Cred că aici primeam nuduri, cine știe de la ce băieta pe telefon. Păi capul invers. Nu știu. Așa, uite, aici să veniți, să scoate Ovidiu banii, da? Da, deci uite aici, de la VNR. Ca idee, ce îmi donează galunagul pe live e mai mare ca tot produs, ca tot PIB-ul României. Mi-a plăcut efectul ăsta. Bun, mi-am luat telefon de pe trepiedul meu de cutii, deci vedeți, zice aici frumos, ignorați în blitzul, dar vreau să vadă mai ca lumea sus acolo pe tavan, ci că look up. Hai să vedem, oare ne apare ceva pe tavan sau nu? Sunteți gata? Blup, 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 ăla e un tablou, nu-l băgați în seamă, open the pension, ia uite. Am auzit că te-am bolit. Ia, fost jumpscare tare asta? Da, mă gândeam eu. Am auzit că te-am bolit. Bă, îmi place, ai stat să le dai ăstora zoom. Foarte mișto chestia asta cu zoom-ul pe față. Mereu zoom-ul pe față e amuzant. Cum i-ai zis tu? Te înțeleg mai bine ca acum. Te-a bulit popa. Te-a bulit, te-a bulit. A murit popa? Te-a bulit, te-a bulit. Te-a bulit în cur. La muie? La cur. Păi, am dracu-te. Dar ce, bă? Bă, trebuie. Te-a luat aceasta, te-a luat! Băi, ce-a pus poate cu ziua? Ieee! Mi-a plăcut asta. Ia duci de stop. Apple fresh. Wow. Ok, cheers. Yo, apple fresh. Cel mai tare rus după Omegle. Oh my fucking god. Yeah. Ok. Se putea ceva fără șaurmel? Chestia asta rotundă și tare mi-e frică să o îmbrulea. Tare mai că cine știe, o fi vreun proiect din al doilea război mondial ce n-a bubuit încă. Ia stați. Că dau așa un pic pământul de pe el să văd ce ar putea fi. Dar dacă îi fac o dată așa, nu mă aud, terrorist win. Dar ce-o fi chestia asta, oare? Op. Sigur, mă. Vorba de ceva interesant. Ceva. Să trag de asta, tare mie că face bun. Să trag ușor. Poate urmează acum jumpscare. Tare mie că urmează un jumpscare. Pare a fi cauciuc ăsta, dar nu știu dacă asta avea legătură. Ia. A, nu, e mai mic. Să că nu-i proiectil. O fi oare ce cred eu că e, dar bine că nu se focusează. Ia. Hai mă, focusează-te. Hai fă, fute-te! Bună asta. Așa, ia. Yeah. Să-mi dau camera un pic mai așa. Vă văd mai mult așa. O, pare... O, să fiu oare ce cred eu? Bă, ești nebun la cap. Băi, ești nebun? Băi, ești nebun. Ești nebun. Ești prost. Ești prost. Asta-mi place, asta-mi place. Și... Fac mai așa că vine copyright-ul la blană. Jos cu el. Aoleu. Și asta era o idee bună de montaj. Faci că dați mereu idei după ce am terminat treaba cu Xiao Robel. Viața ne-o dat la cap, dar nu mi-o dat și cascet. Bă, interesant. Au fost edituri foarte bune. La ăla cu masca de gaze
Parcă prea mult ai lăsat momentul fără să apară vreun bebe, dar îmi place că ai stat să-mi faci screenshot-uri cu mine pe OMB TV, ai băgat și chestia asta la Galunangu, asta mi s-a părut cea mai bună. Galunangu pe live e mai mare ca tot produs, ca tot PIB-ul României. Parcă un pic mai repede trebuia să tai, dar a fost ok. Uite, ai dat zoom și lui ăsta cu Teabuli Popa. Evident, rusul nostru prefera cu Apple Fresh. Destul de interesant. Hai să vedem ce funny moments-uri mai avem. Funny moments-ul 2. Pac. Ăsta a fost de la Taker. Hai să vedem pe următorul de la... Ăsta de la cine? Atâta. De la Kix. 47 secunde. No, sper să fie mișto. O curva! O curva! Deci da, țineți minte, nu mai credeți la aceste bazaconică, ci că dacă faci chestia aia se întâmplă ceva și îl vezi pe ai de capul, Satan bine. La noapte. Deci nu credeți în așa asta ceva. Asta e bună! Te-ai speriat, fută-te! Genial asta, mi-a plăcut. Vechiul meme cu Scary Base, cum putem să uităm de el? Asta mi-a plăcut foarte mult. Dracu! Tranziție în PLV. Eu am rămas fără idei, așa că mănânc niște de verzi. Paranteză pătrată deschisă, paranteză pătrată închisă, paranteză pătrată deschisă. Paranteză pătrată. Gata, gata. Dă like de cuțitez. Bă, e bine. Și văd că mai am aici un notat și că thumbnail belea ia, ce thumbnail are ăsta. Așa. Bun. Ia stai un pic. Așa, cât are ăsta? O minute, perfect. Hai că nu o să iasă clipul prea scurt. Stați așa. Să las notepad-ul ăsta în bară, că nu mai trebuie. Stați să-i văd thumbnail, că mi-am notat că-i thumbnail-ul belea. A, deci, uite aici frumusețe thumbnail. Momente amuzante sau cringe cu Ovidiu. Hashtag 1, hashtag OBTV și văd aici eu, Hidden-ul, Chrome, Shaormel. Ăsta cred că e Shelly cu Gami, îl ține acolo să-l puște. Mi-am notat eu că e blană thumbnail-ul aici. Hai să vedem. Bună ziua și atât. Warning, ear rape și înjurături. Viața e frumoasă când ai școală. Scuze pentru inactivitate, în fine. Așa, bun. Hai, sugestie, femei nebune pe OBTV. Nu, no, mi-apare clipul. Interesant. It's my life and it's not my name. Asta e o chestie mișto. I ain't gonna live forever. Unde te duci? Crom Candy îl întrebi unde se duce. Bă, ce hateri. Unde te duci? Stai, nu stai atent ce aici. Hai de capul meu. Bă. Mi-a plăcut tranziția asta. O mai vreau o dată. My name's Veronica. Veronica, Mitre? My name's Veronica. Veronica, cu pizda cât furnica. Ok. Asta era Gabi? Yeah. Veronica, cu pizda da. Cât furnica. Okay. Am înțeles. Deci, pentru tranziția asta, deja ai câștigat. Cu un cap ăsta. Oh, te pistă. Bună asta! Cu buzele lăsate. Oh, bă, nu e sănătos la cap. Lăsate vei aia. Porno vorbesc. Bă, eu am. Ce râs am. Da, exact. What the hell is... Ce dracu sunteți cu sound? What? Nu-ți place sunetul Ovidiu? I heard something. Like a bee. Crom făcea așa și eu cream că face aia de pe Omegle. Something like this. Okay. Okay, I think I have ghost in my house. Asta era Crom pe fundal și el făcea sunetele așa, cred că se auzea de la ea de pe Omegle. Și asta e bună.
I think I have ghost in my house. Engleză level 79. Ce dracu, mănâncă o lămâie? Good women! Eat the lime, eat the lime. Yes, yes. Good women! Eat the lime, eat the lime. Aia era chips, eu cream că e lămâie aia. Or is chips. Good women, big penises. Crop cu engleză aia, blană. And extremely good... dick hair. Dick hair. Tuci. Cred că fața mea de aici editată merge pe post de thumbnail, sincer. Și aia am făcut, dita mai cutia era, mamă ce își deschide acolo. El se aștepta că vă știa că-s nebun. Deschide acolo și vede pe zvativele. Bă, bufnește un râs. Bă, bufnește un râs. Și... acea poveste când am făcut Secret Santa și mi-am dus lunul prezervative. Era, mau, prezervative, nu știu ce. Am cu ce fute era ăla. Și vine una blondă, una tâmpită, nu-i spun numele. Și vine aia. E, deși mie nu să văd, că nu știu cum arată. Venea să zic, fă în pizda, mă, ti se abonează ăștia la tine că ți arăți curul în pula mea de retardat, te mai da mare șpecheră. Vai de morții și de zile. Ești ultima penibă, fă! Băgăraș, fă, mă, fă! Blara asta mi-a plăcut. Bă, te-am zis, da, mă, te-am spus, bă, băgăraș, fă, mă, fă! Ce nervi avea să o, what the fuck? Doamne, ce rădeau ăștia! Bă, aș fi râs și eu chiar, mă, erau dacă eram de față. Nu cred așa. Bă, deja e apucat. You are a fucking lesbian. You... Din nou, cine este? Bă, ce translate de căcătău ăștia. Alea două WC-uri. Și eu m-am dus să mă piș. Și era asta deja la baia acolo, că erau două WC-uri, nu pentru băieți, nu pentru fete. Urmează ceva blană, presimt asta. Și nu mă văd pe aia, în picioare, cu mâinile puse așa pe vulvă, nu se pișa din picioare. O adevărată întâmplare ciudată. Eu și acum am rămas cu traume de atunci. Deci, în acel moment, eu copil de 5 ani, 4, 5, 6 ani cât aveam, eram așa și cu flashback-uri, cu război din Vietnam, vedeam parașutiști, tancuri explodând, oameni morți, eram... Ce dracu! Că... Bine, nici nu prea fusem pizdă până atunci, dar mă gândeam, bă, totuși la mine o vierbe atâr la nimic și sare așa pune până... Ce? Acum un story time, ia. Dacă ăla n-a fost storita, mai să vedem pe ăsta. What the fuck? Povestește cum l-a ieșit zvircina pe crop. Ah, cum vine un story time blană. E, asta, hai că îmi spune o poveste de zvircina lui crop. S-a întâmplat așa. Bă! Nu, că s-a lăsat cu mult sânge, nu. Oh, bă, leu. Și a ieșit pe unde trebuia. Nu. Uitați aici. Așa. Eram, eu și-am zis, bă, crop. Câte puliții trăguri. Ce zic eu de crom de față cu el? Dar bine că nu se supără, nu-l supără adevărul. Și eu am zis așa cu, am zis cu o voce de asta suavă. Sunt la început, 5. Așa că ce am făcut, i-am zis, bă, nu vrei să vin coace? Și eu l-am luat pe Hidden, că el are mașină, crom e sărac, nu-și permite nicio trotinetă de aia pentru copii mici. Și vine coace. Clar. Și mă stui și eu în mașină, Hidden conducea. Eu îl dădeam pe crom cu untură. Am luat și motocoasa să-l rad, că nu-mi place. Și avea spune în satul vecin. I-a plăcut la un moment dat, s-a obișnuit și n-am mai zis nimic. Și avea spune în satul vecin. Și m-am dus la Bulibac, așa l-am întrebat, Bulibașă, care sunt cei mai soliți, dacă mă înțelegi, în cardan de la tine din clan? De ce? Că trebuie să-l dezgiunăm pe tipul ăsta. E sătul de cozi de mătură și vrea să încerce senzații tare de la început. No. Și a venit un harem de vreo 20 de dăia cu mâncați-aș că te fute-o acum, mâncați-aș găuzul tău, am început aia.
Și când i-o, și când i-o băga pula în cur, a început să-i cură căcatul ca în cascadă, lucru. Aolo, mamă, mamă. Așa s-a dezvirginat Crom. Și de atunci Crom când merge, el dacă mănâncă ceva, îi se tine pe cur, nu mai se plimba așa pe bațe, că au întins aia de stor acolo. Săracul Crom, da. Ați aflat și cum s-a dezvirginat Crom. Bă, clar, câștigătorul ediției, cred că episodul 3 ăsta, câștigătorul iese... Viața e frumoasă, dar stai eu care... Da, are și thumbnail la blană. Băieți, fete, travestiți, ce naiba sunteți. Sper că v-a plăcut și acest episod de react la meme-uri. Sper că v-a plăcut. Mai faceți-mi, eu aștept să-mi trimiteți pe Discord. Când se strâng mai multe, reacționez la toate grămadă. Și cam atât. Ne vom auzi data viitoare. Ciao, les!